Ziua este data de 20 martie 2015, o zi cu ghinion aici pentru o supernovă, eu am zis că e a mea. A fost lovită, a fost evitată groapa asta, a luat pe dreapta, am înțeles, în afara carosabilului și supernova era trasă pe dreapta acum. Și a fost lovită și împinsă 3 metri. De Opel acela. Mașina era chiar la Salcâmiște aici. Este împinsă 3 metri. A evitat groapa și a luat-o pe aici. La carasabul. Spar radiator. Probleme cam grave. Sau la pescuit. Înțelegi? Nu știu. Cornel e acolo? Eu vreau să vorbesc cu Cornel că a dat telefon la poliție și nu vrea să vină nimeni. Nu. Da, dar ce că a vrut să evite groapa aia, au luat-o pe pământ și aici e mașina și a vrut să facă. Uite să văd și urmele, vei? Uh-huh. Uite urmele cum vin. După ce a lovit, a luat așa, drept, stângă. Păi nu știu dacă, păi nu știu, poate din cauza vitezii n-a avut din sumai să redreseze. Văd urmile. Mașina era parcată pe dreapta și o dat prin aici. Să văd urmile de ieșire, tras stânga, uite. Nu, dar împins-o mult. 3 metri. Păi dacă de aici a luat, uite de acolo. De aici a luat, de la sau când. Unde e mașina? Aia e? Nu, aia e mea. Opelul ăla, opelul ăla. Nu. O polonă din fața lui. Da, mașina a ah, aia, da. Ah, păi am zis că o fi fost a mea. Da. Să vezi că vine eu nu știu mașina. Care? Te partea de curata asta. Da, ălea curata pe asta mea. E a mea, e mașina cu alții. Mă, și sculele de acolo, că mi l-am lăsat toate grămadă acolo. Aia lovit, azi de 07 bio. Păi de ce zic că stăm noi aici, mamă, ce? Păi zice că are. Casco? Nu știu dacă o casco. Aveți casco? Casco aveți? Păi nu e dânsul. Ah. Ah, bun, e domnul de acolo. Dar nu știu că erau cochii pe ăla. Nu, s-a auzit, eram în partea asta, s-a auzit bubuitură de acolo. Dacă am mutat-o 3 metri. Au, uite asta. Auzi, mai bine dădea pe în groapă, mergea în față, el a evitat groapa și a dat în ea. El a ieșit de groapă, a ieșit în lateral. Știi că așa e tentă. Ce nu era mașină, nu venea mașină de aici, era parcolo. Da. Păi să văd urmă. Mă dau filmez pe a mea sau numai pe a mea sau și pe a lui? Și pe a lui, de acord. Nu e de la casă. Păi nu trebuie să filmăm și cine a lovit-o? Păi normal. Da. Păi iau și numărul, eu. Păi am luat aici, pe cameră. Poate pleacă astea până din cuspulele. Da. Nu pleci fără dovadă. Nu plec, domnule. Nu pleacă omul, e omul cinstit. Stau liniștit, păi, da. Ce drept. Ideea e că trebuie să stai pe-n service cu el. Hai. Cum? Zic că e mai rău că trebuie să stai pe-n service cu el. Nu-i două figurare. Da. Da, o repară ei. Păi ce să-i? Legea spune așa? Păi da. Dacă nu s-a mai putut redresa, asta e. Și astea nu trebuie trase aici. Că știu că a venit mereu poliția pe aici. Trebuie să vadă și aici acum, unde a avut-o. Da. Trebuie să vadă și unde a avut-o tras. E normal. Dacă era pe ăla, da. Pe carosabil n-a venit. Pe carosabil a fost. Uite, pe, astea până sunt pe carosabil, le vezi parcate? Uite asta. Ăsta măcar e începător, dar ce treabă are începătorul cu... Vezi? Da. Aia mai am e... Știu, din pesca. Dar vin mereu alții.
și dar radiatorul a fost afectat la mata, nu? Că e înduit. Nu ai mai putut să mai râzi cu acolo. Uite așa am pățit, dar eu am ațepit la volan și am intrat cu ea. Nu am ațepit, domnule, uite, am groapa aia, am oferit-o și a fost prea aproape aici. N-am mai avut cum să o mai redresez. Stânga, să iei stânga. Am luat eu, dar degeaba, total am luat, dar nu vezi? Păi da, că ea poate a fost mai cică mai aproape, s-a mai, ați mai împins-o așa? Da. Mașina s-a mai împins. A fost aproape și de groapă. A fost. A fost aproape de groapă, da. Nu mai are. Nici la un metru avea, n-avea mai. Și venea și mașină, parcă am văzut. A venit mașină, deci venea mașină. Eu pentru aia m-am ferit. A zis să iei puțin, stânga să nu intri în groapă, că și groapă îți rup roata. Păi. A viteză, că mai e una o groapă mare încolo. O, aia e mai. Mai știi, pericul. Da. Acolo de multe ori te ducem, totuși. Acum trebuie să se vadă cine e vinovat, că dar dacă v-ar găsi vinovat, trebuie să o faceți dumneavoastră, că nu? Păi am asigurare eu, ce să-i fac? Păi zice că dacă aveți casco, vă face și pe asta, dacă nu aveți casco. Eu nu mai, o duc la vremea, domnule. Că arată bine mașina. Arată, da. Eu am ațipit, am băgat vreo 60 de milioane în a mea, când am ațipit, am intrat cu ea în capul podului, am rupt și... Nu am părnit podul cu tinichigeria. El mi-a făcut, nu s-a băgat niciun. Adică s-a băgat, dar să le dau 25 de milioane. Și ăsta mi-a luat 10. Dacă aveți nevoie de o muncă, cu asta să ocup. Uitați cum am făcut-o, la fix. Și tot așa, capot am spărțit și parbriz. La mine. Că-n pod frontal e nasol. Când e să vină ghinionul... N-ai putea. Așa e să trece. Eu am menit cu neoperească, de atunci de la accident mi s-a rupt. Da, da, uite, vezi că și asta, apărătoarea asta care vine, asta s-a dus drept. Da. E bine asta cu tot. Ideea să nu fie afectat uite. Motorul, că la mine motorul n-a fost afectat. Uite, furtunii pe aici, ce să mă... Ăla e de la circuit, de răcire? Da. Mă, ta e de aici, stai aici, nu? Nu, sunt la pescuit, vin la pescuit aici. Sunteți aici din sat? Da, aici sunt. Oh. Oricum, capotă, aripă, trebuie bara de față. Și ce mai fi mai interior, farul. Trebuie multe. Trebuie. Dar oricum le-i la second hand, că și omul de la noi la second hand. N-ai. Le-i la bibilic, toate trebuie. Dar bară, vei, adică la lovitură și supernova și asta? Parcă e lovitura la fel și la aia s-a destrămă și la asta așa. Păi, nu e să zici că asta e mai tare și nu să... Au, știi ce a fost bine? Că n-ai mai acuroșat și pe aia care se ducea. Păi aia. Știi? Bine așa, așa două... Știi o treabă. Bine și ăla. Aia e prost. Că te... Se poate ricoșa. Să fac că e fier. E bine că nu e accident cu un om. Astea fierele se mai fac, am trecut și-o până asta. Ce-au zis polițiștii? Vine încoa? Nu. Nu vin, nu? Nu. Păi nu e că romică nu e aici, că nu. A, trebuie să-i chemați pe cei din zona, dă-i. Păi de ăștia, dă-i vine, ce din localitate, de unde-i. Mă, dar mereu s-a întâmplat, dă-i. Ce ar trebui să fac aici? Ăsta, oprirea interzisă și când te oprinde să-ți ia carnetul. Da. Că așa mereu s-a întâmplat. Te mai rup lumea, oglinzile, iau. Mereu s-a întâmplat. Cum să intre două mașini pe semna, că n-ai... De?
Eu de-aia mi-a fost și frică, am pus-o acolo, mai la coadă. E bine acolo. Acolo ai, au loc lejer. Din carosabil, bineînțeles. Au loc lejer acolo, ce nu Thank you.